În cadrul măsurii 141, sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență a fost depus spre finanțare la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, un proiect cu o valoare totală nerambursabilă de 7.500 de euro. Scopul proiectului depus de PF Virag Francisc din Comuna Santău, a cărui beneficiar este Francisc Virag, este creșterea eficienței economice a fermei de semisubzistență. Beneficiarul a primit suma de 3.000 de euro în două tranșe. Va mări suprafața de teren lucrată conform proiectului și a achiziționat o grapă cu disc. Am accesat programul de 141 semisubzistență de la GAL Sud-Vest Petrești. Prin prima tranșă am achiziționat din valoarea de 1.500 de euro un disc agricol și urmează să intre și tranșa a doua, prin care o să vedem că ce ne putem achiziționa. Tu să schimb și eu utilajul să fie mai nouă, mai bună, ca să mă pot descurca mai bine. Înțeles. Lucrați și pământul altor practici? Nu, nu, că nu mai avem posibilitate. Sunt asociații mai multe, deci numai cât avem noi.